Salutare tuturor! Astăzi o să încerc ceva nou pe canalul Jurnal Auto și anume o să fac car spotting. Și o să încep cu București pentru că m-am întors după ceva vreme aici. Și în București, bineînțeles, având în vedere numărul mare de mașini, sunt și șanse mari să găsești lucruri interesante. Și asta și vreau să vă spun. Car spotting-ul meu se va baza în principal pe mașini rare, pe mașini mai interesante, mai puțin cunoscute la noi sau poate dacă sunt cunoscute, cel puțin pe care nu le vezi la orice pas. Nu o să stau să filmez acum Porsche-uri, Macan, Cayenne, Mercedes-uri, GLE, Coupe, GLE Coupe, adică BMW X5, X6 și cine știe ce alte mașini premium sau cărora unora li se par că sunt luxoase și unele dintre ele sunt, ci mașini interesante, mașini rare, mașini pe care nu le găsești oriunde, da? Deci chiar și mașini abandonate sau mașini mai vechi, ceva mai interesant decât ceea ce vezi, nu știu, la orice pas. Așa că vă invit mai departe să rămâneți cu mine și înainte de a trece la videouri, probabil veți observa și sigur veți observa că videourile, clipurile sunt filmate din diagonală sau în mare parte din lateralul mașinii. Și asta pentru ca să nu apară numerele de înmatriculare, există niște reguli de GDPR și sigur, aș putea blura numerele de înmatriculare, dar din păcate laptopul meu nu suportă, nu are procesor atât de puternic încât să suporte așa ceva. Când încerc în sistemul de editare video să blurez numerele de înmatriculare ale mașinilor, sistemul se prăbușește cu totul, adică se închide. Și asta pentru că îmi trebuie un laptop mai bun și până când voi avea un laptop mai bun, am filma mașinile puțin din diagonală sau din lateral, astfel încât să nu se vadă numerele de înmatriculare, dar eu cred că sunt destul de vizibile. Așa că, cum am spus, vă invit să rămâneți cu mine în această călătorie prin București ca să găsim mașini interesante. Avem aici un Mercedes W123, zis și Cobra. Unul dintre cele mai fiabile Mercedes-uri. O legendă, fabricată între 1976 și 1986. Mașina asta arată într-o stare destul de bunicică. Frumos. Mercedes W124 într-o stare ireproșabilă. Superbă mașină. Un seria 7 din generația 38, unul din BMW-urile mele preferate. O mașină care arată foarte bine, în stare foarte, foarte bună. Unul dintre BMW-urile din vremea când BMW făcea mașini nu doar sportive, ci și elegante și cu bun gust. O mașină foarte, foarte frumoasă. E una din preferatele mele alături de E39, seria 5 E39. Este într-o condiție foarte bună mașina asta. Foarte. Chiar felicitări proprietarului pentru modul în care o întreține. Un Rover 45, marcă care nu mai există, din 2004, interesant, și mă bruiază și constructorii pe fundal, asta e. Și asta e o mașină destul de rară la noi. Și ce avem aici e rar, o Toyota Prius de primă generație. Toyota este cea care a pus, să zicem, bazele, a fost prima mașină hibridă în serie încă din 1997. Asta e prima generație. Avem aici abandonat un Moskvich 2141. Numit și Aleco, care în afară s-a vândut sub numele de Lada Aleco, afară în afara Rusiei. Mașina asta s-a vândut între 1986 și 1997, iar în 2002 oricum marca Moskvich a dat faliment. La capătul celui de-al treilea geam lateral avem prescurtarea AZLK, care vine de la fabrica Comsomolului lui Lenin. Comsomol care la rândul lui era Uniunea Tineretului Comunist, care era de partea lui Lenin și așa mai departe. Oricum, mașina asta s-a fabricat între 86 și 97, iar Moskvich a dat faliment în 2002. Nu ești în București dacă nu dai și de un Lamborghini.
În cazul nostru, un Lamborghini Huracan verde. Frumoasă culoare. Frumoasă și mașina. Hai că asta nu o vezi chiar la tot pasul prin București. E ceva așa mai special. Asta se pare că e versiunea de mai de performanță, LP610-4. Și anvelope Michelin Pilot Sport Cup 2. Avem aici două chinezării. Habar n-aveam ce sunt. A trebuit să folosesc Google Lens ca să-mi dau seama ce mașini sunt astea. Se pare că amândouă sunt electrice. Asta din stânga se numește Gaia New Energy, firma care o produce. Deci firma Gaia, nu pasărea Gaia. Și avem modelul ăsta, este EECEV de la Electric Vehicle. Asta din stânga, ci care are un motor de 4 kW și viteză maximă de 60 de km pe oră. Și are 4 locuri, deși pe locurile din spate încap cam greu, având doar o lungime de 3 metri. Iar asta din dreapta este Jinma J2. Asta e un fel de quadriciclu în stilul lui Renault Twizy, deci cum mai mult un scooter cu acoperiș. Are un singur loc în față. Hai să vedem. Are un loc în față. Se pare că încă-s noi, că au foriile pe ele. Și în spate sunt două locuri. Așa. Nu am văzut să fie importate oficial la noi, dar sunt importate în Bulgaria. Cred că au fost aduse de acolo. Interesant la mașina asta, priviți aici aeratoarele și forma în care merge, exact ca la Tesla Model S. Au copiat designul. Se pare că mărcile astea, din ce am văzut, dacă nu mă înșel, și Jinma a produs prima dată și o copie după BMW i3. Ia uitați aici, se vede mai bine bordul. Vedeți, consola centrală a furat designul de la Tesla Model S. Cam asta e ciudățenia. Amândouă pare că sunt electrice. De fapt, amândouă sigur sunt electrice. Și asta e cea de a doua. Aici avem o Mazda Tribute, foarte rară la noi. Un SUV compact produs de Mazda împreună cu Ford între 2000 și 2006. Bine, s-a produs până în 2011, am văzut, dar asta e prima generație produsă între 2000 și 2006. Varianta Ford se numea Ford Escape și arăta puțin diferit la față și la spate, dar mașina în sine, pe lateral, era cam la fel. Fordul Escape, acum ca o curiozitate, în America, de fapt, este Fordul Kuga de la noi. Dar pe vremea când Mazda făcea mașini cu Ford. Avem aici un Fiat Panda din prima generație, produs între 1980 și 2003, deci 23 de ani, timp în care s-au produs 4,5 milioane de unități. Și s-a fabricat și sub sigla lui Seat, se numea Seat Panda. Și asta e o mare legendă, mai ales în Italia. Da, da, știu, poate vă întrebați ce caută nouul Logan aici, printre mașinile astea, că nu-i nici rar, nici necunoscut și așa mai departe. L-am pus aici pentru că când a apărut, mulți au găsit tot felul de chichițe și l-au batjocorit. Și nu știu cum să vă spun, dar a început deja să umple străzile României. Încep să-l văd peste tot. Da, chiar dacă e vorba de mașini rare aici, am vrut să fac paranteza asta. Știu că nici Fordul Puma nu e rar, dar noul Ford Puma, dar românilor se pare că le place tare. Îl văd tot mai des. Mai ales că e făcut la noi. Ia uite și un E39. Una din mașinile mele preferate de la BMW. Nu-mi plac multe BMW, modele de la BMW, dar asta e unul din ele. Păstrată în stare cât mai aproape de cea originală. Felicitări proprietarului. Nu tunat cocălărește, nu jerpelit ca la alte mașini, ca alte modele. Alte E39, da? Un model care arată bine, îngrijit, frumos. Alt model rar și interesant, varianta Cabrio a lui Ford K, numit Street K. Are puțină rugină pe la uși, dar a fost o mașină foarte interesantă la vremea ei. Abandonat aici pe colț un Ford Escort. Tăticul lui Ford Focus, ca să zicem așa. Și asta o mașină foarte apreciată la vremea ei. Noul Bentley Continental GT. Eleganță și putere. În zona asta o să, cred că o să găsesc destul de multe mașini scumpe. De USP-ul în stare bună, rar așa ceva.
Mașină foarte modernă la vremea. În anii 90 în România, cine avea așa ceva era considerat om cu bani. A fost printre primele mașini cu sticlă clară la faruri în serie. Avem aici un Porsche 911 din generația 997, fabricat între 2005 și 2012. Știu că am zis că sunt banale și nu pun videouri cu Macan, Cayenne și într-adevăr sunt modele banale în București, le vezi peste tot. Avem chiar unul în dreapta, aici se vede colțișorul, un Porsche Cayenne. Dar 911 e altă mâncare de pește și asta e un model chiar frumos. Bine, toate 911-urile au fost frumoase, dar și acesta e un model foarte reușit. Aici mai avem un Porsche 997, bine, 911, generația 997. Dar de data asta avem varianta coupé. Lexus LS460, rivalul lui S-Clase și BMW Serie 7, dar mult mai rar la noi. O mașină foarte bună și... Nu o fi Golf 8 cea mai reușită la design și nici ceva rar, dar culoarea asta e pur și simplu superbă. Chiar e o culoare specială și foarte, foarte reușită, foarte frumoasă. Culoarea schimbă foarte mult mașina. Salutați-l pe Fiat 500, cel original. Iată cât de mic este această mașină. Nici nu vă puteți imagina cât de mică poate să fie când te așezi lângă ea. Mașina asta a fost, să zic, inspirația pentru actualul Fiat 500. Și este și cabrio, văd. Bine, cabrio. Are o cârpă deasupra care se dă la o parte, un plafon de pânză, hai să nu-i spun cârpă. Și chiar și actualul Fiat 500 nu are variante cabrio în adevăratul sens al cuvântului, ci se deschide doar acoperișul de deasupra. Avem aici o Skoda Felice abandonată. Felice a fost primul model dezvoltat de Skoda sub tutela Volkswagen. Cred că era varianta lui Skoda Forman, puțin restilizată, cum și Solenza a fost varianta restilizată a lui Supernova. Și după ce a urmat Fabia, în anul 1999 sau 2000. Și pentru că vorbeam de Solenza și Supernova, iată și o Solenza foarte rară aici și chiar și prin țară, nu prea am mai văzut unul. Iată și două Fiaturi 126 polonezi, fabricate în Polonia. Astea au fost în Polonia cum erau daciile la noi. Gândiți-vă că în vremea comunismului veneau polonezii cu întreaga familie, cu astea până în România, în mașinuțele astea mici. Și acum noi ne plângem de puțin disconfort la mașini mult mai mari. Gândiți-vă câte mii de kilometri făceau oamenii cu buburuzele astea. O asta din stânga apare în stare de funcționare, ăsta la din dreapta e puțin mai jerpelit, dar cred că funcționează și el. Un Subaru Impreza Break. Și astea sunt rare la noi, mai ales în varianta Break. Porsche Boxster 718, acum se numește, 718 Boxster S. Ultima generație, cea actuală. Asta e o mașină specială. Nu Macan și Cayenne și alte Porsche-uri de-astea. Volvo 850, fabricat între 1992 și 1997. Varianta Break. De pe vremea când mașinile Volvo nu arătau chiar așa bine, dar totuși erau cunoscute încă de pe atunci pentru fiabilitate și chiar și pentru siguranță. Bentley Bentayga, pe dedesubt un Audi Q7, dar mult, mult, mult mai luxos. Poate singurul care poate să-i facă concurența la lux e Rolls-Royce Cullinan. Și că tot aminteam mai devreme de Rolls-Royce Cullinan, probabil cel mai luxos SUV de pe planetă în momentul de față. Bentley Flying Spur. Iar o capodoperă de mașină. Nu e AMG, dar e G500. Nu-i departe. V8. Un dulap care zboară cu viteză foarte mare. Era din off-road a ajuns mașină de lifestyle. Iar lângă el avem mica rachetă de buzunar Abarth 595.
bazat pe Fiat 500, probabil vă dați seama. Hummer H2 Pickup. Hummer nici nu mai există ca marcă. Bine, a fost reînviată acum sub formă electrică, sub marca GMC. Hai că e 3.6 compact, nu vezi în fiecare zi. Abia dacă mai vezi 3.6-uri normale. Gata. Am obosit. Acum mergem acasă. Haide. Sper că v-a plăcut videoul meu și vor urma și alte videouri de acest fel din București și mă gândesc chiar și cred că o să fac asta atunci când voi ajunge în alte orașe ale țării să fac car sporting și din acele orașe. Așa că rămâneți alături de Jurnal Auto. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like. Dacă nu v-a plăcut, puteți să dați și un dislike. Dacă v-a plăcut și vă place ceea ce postez pe acest canal, puteți lua în considerare și opțiunea de a vă abona și vă aștept pe viitor și cu alte clipuri.